Liliana Ciobanu, Nicolae Bădălău, Florian Nicolae și Viorel Teodorescu sunt cei patru parlamentari de Giurgiu care și-au primit certificatele în cadrul ceremoniei de la tribunal. Senatorul Lucian Iliescu și deputatul Marin Anton au lipsit nemotivat, iar Daniel Chițoiu și-a trimis un împuternicit legal pentru a ridica certificatul de parlamentar. Aceste certificate sunt înmânate de biroul electoral de circunscripție, reprezentat în fața dumneavoastră de subsemnata Udrea Hrelazina, judecător în cadrul Tribunalului Giurgiu, președinte al Biroului Electoral de Circunscripție, domnul judecător Tudorache Gheorghe, locțuitorul biroului, și doamna judecător Formea Monica Membru. Fiecare dintre parlamentarii prezenți și-a primit apoi certificatul. Senatorului Bădălău Nicolae. Județul Giurgiu s-a evidențiat, n-am avut fapte reprobabile în timpul alegerilor și asta se datorează și activității dumneavoastră fructoase. Vă mulțumim, mulțumim tuturor partidelor și tuturor participanților la aceste alegeri pentru atitudine și pentru activitatea care au avut. Mulțumesc! Și ultimul certificat dubitor a alegerii deputatului prin redistribuirea mandatelor, doamna Ciobanu Liliana. Eu aș vrea să vă mulțumesc pentru faptul că ați vegheat la corectitudinea alegerilor locale din municipiul Giurgiu, unde eu am candidat, și să mulțumesc tuturor celor care ne-au susținut și să ne promit aici, în fața dumneavoastră, că nu se dezvoltă și celor care m-au susținut. Vă mulțumesc din suflet la toată lumea pentru ceea ce ați făcut și pentru urmărirea acestor alegeri și ducerea lor la bun sfârșit. Mulțumesc alegătorilor și oamenilor care au venit la vot, chiar și celorlalți care nu au venit la vot, pentru, cum să spun, implicare sau neimplicarea lor, dar oricum sperăm ca această implicare a celor care au venit la vot să ducă la o Românie nouă și mai bună. E remarcat că 3 din cei 7 parlamentari aleși în județul Giurgiu se numără printre primii 20 în țară în ceea ce privește numărul de voturi obținute. Astfel, deputatul din colegiul 2, Marin Anton, se situează pe locul al doilea la nivel național ca voturi obținute la Camera Deputaților, cu un procent de 80,65%, în timp ce colegul său din colegiul 4, Daniel Chițoiu, ocupă locul al șaptelea, cu 78,13% din totalul voturilor exprimate. Și la Senat ne situăm pe un loc fruntaș din acest punct de vedere. Senatorul Nicolae Bădălău, ocupând locul al 15-lea din țară cu 71,27% din voturi. Prezent la ceremonia de joi, prefectul Lavinia Crișu a ținut să felicite noul grup de parlamentari de Giurgiu. Dat fiind că sunt giurgiuveancă și eu, la fel ca și dumnealor, îi cunosc de foarte multă vreme și sunt convinsă că își vor respecta cuvântul, pentru că sunt oameni de onoare, sunt oameni de cuvânt, așa au fost dintotdeauna, de când îi știu eu. Încă o dată le urez din tot sufletul succes, ne punem toată nădejdea în dumneavoastră și vă iubim și vă mulțumim pentru că ne reprezentați în Parlamentul României.